O scurtă informare despre sesiunea a doua a bacalaureatului. Rata de promovare, așa cum a fost anunțat, este de 16,06% din numărul elevilor înscriși. În anul 2011 au promovat bacalaureatul înaintea soluționării celor 20.019 contestații depuse, un număr de 111.125 de elevi. Doresc să-i felicit și să le urez succes în continuare. Realitatea acestui bacalaureat ne obligă la consecvență și vă asigur că și anul viitor condițiile de examen vor fi corecte. De asemenea, realitatea acestui bacalaureat ne obligă la acțiune. Prin aplicarea legii educației naționale vom pune în practică inclusiv o serie de măsuri pe termen scurt care sunt menite a ameliora situația existentă. Vom face publice aceste măsuri cu ocazia începerii anului școlar după ce vom face toate prelucrările de rigoare cu inspectorii școlari generali. Acțiunile din învățământul preuniversitar nu pot rămâne fără corespondent în învățământul superior. Este datoria noastră să le spunem celor care au luat bacalaureatul, părinților lor, angajatorilor din România, la ce pot să se aștepte de la Universitățile României. În acest sens, în aplicarea articolului 193 din Legea Educației Naționale, care prevede clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii, am primit de la organismul internațional selectat, care este cea mai credibilă voce în ceea ce privește procesele de evaluare a universităților la nivel european, și anume Asociația Universităților Europene, am primit așadar rezultatele primei clasificări a universităților. Am semnat și am trimis la monitorul oficial ordinul de constatare a rezultatelor primite de la Asociația Universităților Europene. Astfel, în categoria universităților de cercetare avansată și educație, au fost clasate următoarele universități. Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Academia de Studii Economice din București, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, Universitatea de Medicină și Farmacie Grete Popa din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică din București, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică din Timișoara. De asemenea, a fost în categoria universităților de educație și cercetare științifică, au fost clasate dintre universitățile civile, pe lângă universitățile de arte, care prin efectele legii intră în categoria universităților de creație artistică. Așadar, în categoria universităților de educație și cercetare științifică au fost clasate următoarele universități. Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea din Oradea, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iași, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Universitatea Tehnică de Construcții București și Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Repet, pe lângă universitățile militare și de siguranță națională și universitățile de educație și creație artistică. Restul universităților din România, lista este foarte lungă, restul universităților din România au fost clasate în categoria universităților centrate pe educație. Vom posta pe site-ul Ministerului, conform prevederilor legale, și rezultatul ierarhizării programelor de studii. De asemenea, vă invita pe rectorii celor trei tipuri de universități la o întâlnire la minister pentru a discuta lucruri esențiale, cred eu, despre viitorul învățământului superior. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre consecințele
acestei clasificări realizate conform prevederilor articolului 193 din Legea Educației Naționale. În primul rând, sunt două tipuri de consecințe. O serie de consecințe care vor avea efecte începând cu noul an universitar. O altă serie de consecințe care vor produce efecte începând cu noul an bugetar 2012. Așadar, începând cu noul an universitar, astăzi s-au alocat și am trimis la monitorul oficial locurile la master și la doctorat pentru toate cele trei tipuri de universități. Prima consecință este că universitățile de cercetare avansată și educație vor primi în acest an universitar un număr total de locuri la master și doctorat cu aproximativ 20% mai mare decât în anii precedenți. Universitățile de educație științifică și cercetare au primit un număr de locuri aproximativ egal la master față de anul trecut și un număr de locuri la doctorat diminuat. Iar în cazul locurilor la doctorat acordate universităților de educație și cercetare științifică, locurile la doctorat au fost atribuite doar programelor care au fost ierarhizate ca fiind performante. Așadar, locurile la doctorat vor merge acolo unde există competență. În ceea ce privește universitățile centrate pe educație, ele primesc un număr diminuat de locuri la master și doar pentru programele care sunt de calitate. Din nou, locurile la master vor merge țintit spre programele de calitate, astfel încât resursa să poată să fie concentrată acolo unde se face performanță. Aproximativ 1,6% din locurile de la doctorat merg la programe evaluate de calitate ale universităților centrate pe educație. Un număr foarte redus de locuri la doctorat va fi acordat și acestor universități, conform prevederilor articolului 193 din Legea Educației Naționale. Alte consecințe imediate sunt legate de un lucru pe care eu îl consider extrem de important și cred că este așteptat de foarte multă vreme, de foarte multă lume. Consecințele imediate sunt legate de faptul că studenții, angajatorii, părinții pot să evalueze acum mult mai bine oferta universităților și a programelor de studii, evident în funcție de necesitățile fiecăruia. Mesajul pentru plătitorii de taxe este că banii lor vor merge către universitățile care fac performanță, iar în sânul acestor universități, un lucru deosebit de important este că banii plătitorilor de taxe vor merge doar către programele performante și doar către oamenii care fac performanță în aceste programe. Aș mai avea câteva remarci în ceea ce privește ceea ce se observă din această clasificare. În mod indiscutabil, se observă în sânul universităților și marea mea rugăminte este să transmiteți acest lucru apăsat, dacă pot să spun așa. Deci se observă în sânul universităților existența unor programe care, fără nicio îndoială, pot să aducă foarte multă valoare societății și universităților. Astfel de programe, din nou un lucru esențial și pe care țin să-l transmiteți și vă exprim această rugăminte, este că astfel de programe performante există în fiecare dintre cele trei tipuri de universități. Atât în universități de stat, cât și în universități private. Acest lucru se va vedea în urma publicării rezultatelor ierarhizării programelor de studii. Aceste programe și locurile unde se face performanță trebuie fără îndoială încurajate. Ministerul va face acest lucru, vă pot asigura de acest aspect. De asemenea, un lucru pe care doresc să-l spun este că toate universitățile sunt extrem de importante pentru minister, iar resursele vor fi direcționate, repet, acolo unde este performanța. Avem această datorie față de elevii care au luat bacalaureatul în acest an și față de societate să spunem unde este performanța, să o finanțăm acolo unde ea se află. Vreau să mai spun câteva cuvinte despre transparența procesului. Pentru presă vreau să vă informez că toate datele, absolut toate datele raportate de universități, le puteți găsi pe site-ul chestionar.uefiscdi.ro. Absolut toate datele raportate de universități le puteți găsi pe acest site. Fiecare, sigur, poate să verifice aceste date și să vadă, să judece modul obiectiv în care această aplicare articolului 193 din Legea Educației Naționale a fost făcut.
Vreau să mai mulțumesc Asociației Universităților Europene, care prin obiectivitate și profesionalism în realizarea acestui demers dă o puternică lumină de recredibilizare a învățământului superior în plan european. Este extrem de important ca ceea ce se întâmplă în învățământul superior din România să-l pună pe acesta într-o altă lumină față de partenerii noștri europeni. Și cred că ceea ce s-a întâmplat acum este un prim pas în această direcție. Urmează etapa vizitelor instituționale, unde de asemenea vor fi experții obiectivi și neutri care vor evalua aceste universități, vor sprijini universitățile în demersul lor de concentrare a resurselor și de încurajarea calității unde ea se află. Am un cuvânt de final pentru universități. Este extrem de important acum ca în sânul universităților să fie încurajați oamenii de valoare care există și nu sunt puțini. Doar împreună cu oamenii de valoare vom avea un sistem de învățământ performant. Repet, este extrem de important ca în sânul fiecarei universități să fie încurajați oamenii de valoare și toată lumea știe în sânul universităților cine sunt acei oameni. Vreau să mulțumesc universităților care au participat la colectarea datelor. Nu a fost un lucru ușor. Le mulțumesc pentru modul în care au lucrat, pentru modul în care au corectat o serie de date raportate false inițial, fie unele din greșeală, altele poate cu alte intenții, dar vreau să le mulțumesc per total universităților care au participat la acest efort de colectare a datelor. De asemenea, vreau să vă reamintesc o prevedere a hotărârii de guvern cadru în baza căreia se realizează clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii, care spune că verificarea acurateții datelor este o activitate continuă. Așadar, oricând, pe baza datelor care sunt făcute publice, aceste date pot să fie verificate cu consecințe care se impun dacă se dovedește că unele date ar fi raportate fals. Eu vă mulțumesc și aștept întrebări de la dumneavoastră.